Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Cera Selamiu, iată-ne din nou într-o seară de miercuri când timp de câteva zeci de minute ne ocupăm de sănătatea noastră. Subiectul pe care îl vom aborda în această seară, în această emisiune, este legat de o zonă cât se poate de sensibilă a corpului omenesc și anume ochiul. Nu vom învăța cum să ne machiem acest lucru într-o altă emisiune, dar vom afla ce trebuie să facem pentru a ne proteja vederea. Profesor dr. Ileana Zolog, medic primar oftalmolog, care se află în această seară alături de mine, va încerca să ne învețe aceste lucruri și totodată să răspundă întrebărilor dumneavoastră care pot fi adresate, ca în fiecare seară de miercuri, evident, la numărul de telefon 20 20 99, prefix 0256. Bună seara, doamna profesor! Bună seara, mulțumesc de invitație! Mă bucur cu drag, mă bucur să vă revăd și apreciez că ați acceptat invitația mea și vă mulțumesc. Avem multe lucruri să ne spunem în această seară, nu știu cum se face, dar pe măsură ce îmbătrânim ne cam lasă toate, inclusiv vederea. Dar frecvența afecțiunilor oculare din ultimul timp pare să cunoască o veritabilă explozie, cel puțin așa susțin specialiștii în domeniu. Oare de ce? Și aici vorbim și de persoane tinere. Problema afecțiunilor oculare nu întotdeauna este luată în serios și ea devine o problemă de sănătate publică. Aceste afecțiuni oculare interesează deopotrivă copiii, adolescenții, vârsta adultă și vârsta matură și, bineînțeles, și vârstnicii. Așa încât specialitatea noastră este de la 0 la 100 de ani. Ne ocupăm cu toate afecțiunile și constatăm, așa, pe măsură ce acumulăm ani de experiență, că foarte multe lucruri sunt luate în ușor și pacienții ajung la noi în stadii în care putem face cam puțin pentru recuperarea vederii. Așteaptă practic până aproape nu mai văd. Foarte mulți nu tratează superficial această scădere de vedere, pentru că de fapt la asta se rezumă consecința unei boli oculare. Se complac cu o vedere scăzută și se adresează atunci când, să vă dau un exemplu, acuitatea vizuală scade la 10% sau 80% și asta la amândoi ochii, ceea ce chiar e prea târziu. Dar cum vă explicați că foarte mult tineret poartă ochelari în ziua de astăzi? Nu vorbim numai de ochelari, vorbim și de afecțiuni speciale ochiului, da, care duc la alterarea vederii. N-aș putea spune, dacă ați observat mai mulți subiecti cu ochelari în rândul persoanelor tinere, eu zic că este un lucru bun, pentru că înseamnă că își corectează vederea și cu ajutorul ochelarilor văd 100% sau aproape 100%, pentru că nu există o recrudescență a viciilor de refracție în vremurile noastre și ochelarul nu mai este considerat o infirmitate, ci este considerat ca un lucru necesar. Din potrivă, cu cât mai multe perechi de ochelari cu rame diferite, ți le asortezi, e cochetărie, da? Ți le asortezi cum e îmbrăcămintea. Da. Eu nu mai văd doamna doctor nici uștea. Deci și la telefon, așa, trebuie să mă uit, trebuie să fie reconsiderată refracția, da. Cum ne dăm seama că avem practic nevoie de ochelari? Care ar fi primele simptome?
Primul și unicul este aceea că nu Când mai mai vezi vezi. bine, da. Și atunci recomandarea este să se facă un consult la, într-adevăr, o persoană care se pricepe, și aici de multe ori am făcut o pledoarie împotriva multor cabinete, în ghilimele, care împânzesc orașul, unde nu există aparatura necesară pentru a pune un diagnostic corect, lucrurile fiind foarte tranșante între un viciu de refracție care se corectează cu ochelar și o boală oculară care necesită o abordare mult mai complexă, un tratament de lungă durată. Poate că aici trebuie să facem și diferența între un medic specialist oftalmolog, un medic oftalmolog în speță, și un cu un optician. Mare diferență, foarte mare diferență, și uneori cel de pe stradă, invocând lipsa de timp, tratând lucrurile mai superficial, intră în primul magazin, îi se pune acolo contracost o pereche de ochelari pe nas, dar multe lucruri rămân nedepistate și nerezolvate. Ca să nu mai vorbim de acei ochelari pe care îi luăm de pe tarabă sau din diverse magazine. Da, de la alimentară, da, exact. E total nepotrivit, mai ales că la aceste perechi de ochelari calitatea lentilelor este foarte proastă. Și poate pot face mai mult rău, practic, decât... Da, adică nu se rezolvă intenția de a vedea mai bine. Da. Dragii mei, 20 20 99, prefix 0256, este numărul de telefon la care dumneavoastră puteți intra în legătură cu invitata mea din această seară, profesor dr. Ileana Zolog, medic primar-oftalmolog. Care este vârsta la care se pot instala afecțiunile oculare? Aici mă refer strict la vedere. Pentru că sunt și copii de grădiniță care au probleme. Da, sigur. Deci, viciul de refracție este ceva cu care ne naștem și, de asemenea, se poate observa de-a lungul vieții o înrăutățire a defectului de refracție. Deci, recomandarea pe care o fac foarte călduros, pe care noi ca specialiști o știm și pledăm pentru ea, este ca în vârsta preșcolară fiecare copil să fie examinat riguros de către un specialist și să se determine dacă are nevoie de ochelari sau nu. Persoanele sau pentru persoanele cu vedere slabă, singurul remediu este ochelarul? Dacă această vedere slabă se datorează unui viciu de refracție, da, dar pot să fie și afecțiuni oculare, de exemplu, care îmbolnăvesc retina sau care au treabă cu opacifierea mediilor transparente. Aici deja intrăm în altă patologie și sunt lucruri rezolvabile. Nu sunt convinsă că toți cei care ne privești știu ce înseamnă acela viciu de refracție. Adică ești miop, ești hipermetrop sau ai astigmatism. Asta înseamnă. Deci există aparate la care te așezi și el îți citește exact câte dioptrii ai defecțiune și, bineînțeles, urmează prescripția imediat. Miopia cum se caracterizează? Vedere deci slabă? În toate cele trei situații vezi prost. Fie că ești miop, fie că ești hipermetrop sau fie că ai un astigmatism. Deci nu vezi tot tabelul acela cu cifre litere de sus până jos. Și atunci fiecare rând din tabelul acela definește 10% din vederea normală și poți să calculezi. Vezi 30%, 80%, 100% sau sub 10%. Și în funcție... De asta se face prescrierea de ochelari. Sunt situații în care, de exemplu, poți să vezi cu un ochi bine și cu celălalt să nu vezi deloc? Mai mult trebuie corectat, pentru că ochiul care vede bine acopere ochiul care vede mai puțin bine și atunci tu, pe ansamblu, ai impresia că ești cum trebuie, dar în realitate numai un ochi funcționează corect. Și apariția miopiei la copii, de exemplu, cum poate fi, eu știu... Da, trebuie testată cu acel sistem de citire și cu aparatele de care dispune și făcută prescripția corectă. Sunt niște reguli după care se fac aceste prescrieri și după aceea control periodic să vezi dacă miopia crește, dacă dimpotrivă... retrocedează și așa mai departe. Dacă un adult își dă seama de calitatea și claritatea vederii, la un copil este puțin mai dificil. Avem tot felul de teste. Nu, eu mă gândeam la părinți. Mă gândeam ca și părinte când a trebuit să intre oarecum în panică. Apropo de, semnalmente. Nu trebuie să intre în panică, el trebuie să se gândească, așa cum îi face vaccinurile, că trebuie să facă și un examen ocular în vârsta preșcolară.
Deci înainte, practic, de a merge la înainte școală? De a merge, sau? Când merge la grădiniță, școala pregătitoare și așa mai departe. Este momentul cel mai potrivit să se facă un control. Și este absolut posibil. Acum noi vorbim practic de tulburările de vedere, dar dacă apare o conjunctivită sau aia doare orice... și se duce imediat la doctor, dar o vedere mai slabă trece neobservată. Da, ideea e că în momentul în care apar astfel de neplăceri, trebuie să consulți oftalmologul. Sunt mulți care merg la farmacie și cer un medicament sau ceva pentru ochiul respectiv. Da, și atunci se fac niște prescripții ad hoc, care de multe ori nu sunt reușite și duc la... greunarea evoluției afecțiunii. Ce părere aveți despre eu știu, multe dintre OTC-uri, să le zicem, da, care se dau la televizor prin tot felul de reclame, că ar fi bune pentru corectarea vederii sau mai știu eu, pentru... Alea sunt niște lucruri cu iz absolut comercial, prin care noi nu avem niciun fel de încredere și pe care din potrivă nu le recomandăm. E bine le facem o reclamă negativă pentru că nu sunt potrivite în situațiile... Da. Avem și un prin telefon, doamna, da, profesor. Da. Bună seara! Alo? Mă numesc Gheorghe Ștefan, sunt din Timișoara. Rog pe doamna doctor, dacă se poate, soția are niște dureri foarte mari în globul ocular, în spatele, înspre cap, așa, e problemă, și scade vederea foarte, foarte rapid. Are 61 de ani. Întrebarea mea este la amândoi ochii sau numai la un singur ochi? Amândoi. Da. Ar putea să fie o creștere, ar putea să fie o creștere a presiunii intraoculare și asta se poate verifica foarte ușor. O variantă ar putea să fie la nivelul orbitei, deci în spatele ochiului, o durere reflectată din alte zone cu inflamație de la nivelul capului. Deci trebuie făcute niște consulturi satelitele, zicem noi, în sfera OLL stomatologică sau chiar dureri reflectate din sfera abdominală. Însă, întâi trebuie eliminate cauzele oculare, deci recomand doamnei un consult la noi cu bilet de trimitere gratuit. În fiecare zi există medic de servici. Da, unde? Spitalul de oftalmologie în centru, piața 700. Da, exact. Bine, vă mulțumesc. Cu multă plăcere. Și noi vă mulțumim, toate cele bune, seara frumoasă vă dorim. 20 20 99, așa cum spuneam, prefix 0256 este numărul de telefon la care puteți intra în legătură cu invitata mea din această seară, profesor dr. Ileana Zoloc, medic primar oftalmolog. Bolile ochiului sunt multiple, variate, da, prea puțin. Dumneavoastră ca specialist vă confruntați cu diverse, da, cred că. Trebuie îngrijite și tămăduite, să zic așa, numai de medicul specializat, pentru că sunt, așa cum spuneam, mulți care întrebuințează aceste medicamente. Leacuri, da, care au... au titlul de medicamente, dar în realitate sau nu rezolvă cauza sau pot să producă o iritare, o reacție inflamatorie locală care chiar e de nedorit. Ceaiul de mușețel se absolut folosește. Vedeți, eu vreau să, da, cum să zic, să discutăm aceste lucruri pentru că sunt convinsă că mulți dintre noi folosim acest remediu, da, acest leac băbesc. Da, ceaiul de mușețel are o virtute antiinflamatorie, sigur slabă, dar la ochi nu se potrivește. Compresele cu ceai de mușețel, dacă sunt aplicate în conjunctivite, deci în inflamațiile oculare, nu fac altceva decât să mărească congestia, să mărească inflamația. Deci noi nu le recomandăm, dimpotrivă menționăm pacientului să-și pună picăturile cu antibiotic pe care i le-am recomandat, cu efect strict antimicrobian, și să nu folosească aceste comprese sau aplicații cu ceai de mușețel, că nu-i fac bine. Da. Pe de altă parte, aș vrea să vorbim puțin și de cataractă, și de glaucom, și de congresul pe care, da, dumneavoastră îl manageriați mâine, să zic așa, de mâine începând. Da. Haideți, eu știu, să discutăm două vorbește despre cataractă. Ce este o cataractă? O cataractă este o opacifiere a cristalinului, de aspect degenerativ de obicei, apare la vârsta adultă. Cauzele nu se cunosc, deci e așa cam cum albește părul, cum se zbârcește pielea la omul vârstnic, tot așa
se alterează și vederea prin opacifierea acestei lentile naturale pe care noi o avem în interiorul ochiului, care se numește cristalin. Deci opacifierea cristalinului egal cataractă, adică lumina nu mai poate să intre bine în interiorul ochiului, e ca printr-o perdea tot mai deasă și atunci imaginea se formează tot mai neclar, tot mai... Dar e vizibilă și cu ochiul liber de către alte persoane sau albeața aia de pe ochi este glaucom? Albeața, nu, albeața este cataractă, este vizibilă dacă ea este foarte avansată și pupila e dilatată și atunci în centru irisului, în loc să vezi pupila de culoare neagră, vezi o albeață, deci vezi ceva alb și aceea este cataractă și în plus omul nu mai vede cu ochiul respectiv. Și asta nu se corectează cu ochelari. Asta aici e greșeala. Nu. Deci cine trebuie... folosește ochelari pentru tratarea cataractei face este... un lucru... Nu face rău, dar nu face nimic. Da. O face o cheltuială inutilă la prăvălie. Da, dar știți cum e, că te ferești sau ți-e teamă când auzi de cuțit sau de intervenție, da, și mai ales la ochi. Este abilitatea medicului să explice frumos că aceste intervenții sunt foarte ușor de suportat, durează 10 minute, un sfert de oră, sunt total nedureroase, mai nou se fac aproape ambulator, așa încât chiar nu e un lucru de care să ne speriem. Și recuperarea este foarte bună. Da, repede. Pe de altă parte, sunt pacienți operați de cataractă care se plâng că nu mai văd atât de bine cum au văzut. Deci să stabilim. Acuitatea vizuală, deci calitatea vederii, este ceva subiectiv. Deci fiecare zice pe al lui că vede bine, vede mai puțin bine. Noi avem o modalitate de a ne exprima la fel pe tot globul pământesc în funcție de acele tabele cu litere, cifre care sunt în fiecare cabinet de oftalmologie. Deci cuantificarea vederii se face după cât citește pacientul la acel tabel. Și că el zice că nu vede, noi ne lămurim că de fapt vede. Eu vede, sau invers. Dar spuneți-mi, are rost ca pacient, are rost? Mă rog, are rost că e calitatea vieții până la urmă. Ca pacientul trecut de o anumită vârstă, să zic, de 70 de ani. Mulți zic, domnule, la vârsta asta nu mai mă duc eu să-mi fac nimic. Dar... are foarte mare rost și, de exemplu, noi ne lăudăm cu mulți pacienți peste 90 de ani pe care i-am operat de cataractă cu succes foarte mare. Adică calitatea vederii după operație o dă, pentru că operația este sigur un lucru care merge bine, o dă calitatea retinei. Deci dacă retina nu este îmbătrânită, nu există leziuni degenerative sau vasculare, atunci recuperarea vederii este foarte bună. Această evaluare o putem face înainte și să explicăm pacientului la ce recuperare de vedere ne așteptăm după operație. Absolut cinstit se poate spune. Și după operație e nevoie să porți ochelari? Nu, totdeauna. Deci să fac niște calcule ca ochelarul să nu mai fie o necesitate. Da. Pentru departe, pentru aproape trebuie un plus 2, plus 3. Așa cum spuneam, numărul de telefon 20 20 99, prefix 0256, l-aveți de altfel numărul afișat și pe ecran, vă stă la dispoziție pentru a intra în legătură directă cu noi. În această seară, invitata mea, profesor dr. Ileana Zolog, medic primar oftalmolog. Glaucomul este o afecțiune cu care se confruntă, din nefericire, o mulțime de persoane. Am citit că în România nu există o statistică a bolnavilor de glaucom, însă se estimează depistarea aproape 200.000 de cazuri la vremea respectivă, un număr foarte mare, iar incidența glaucomului se pare crește odată cu vârsta. Cum se produce sau de ce se produce această boală? Cauzele glaucomului nu sunt bine lămurite. Glaucomul, ca și cancerul, evoluează asimptomatic în primele faze și pacientul ori descopere ocazional, și aici este virtutea unui examen complet ocular care să se facă la vârsta adultă din când în când, însemnând o presiune mai mare în interiorul ochiului, care nu are nicio legătură cu hipertensiunea arterială. Deci hipertensiunea corpului nu are nicio legătură cu hipertensiunea ochiului. Deci sunt două compartimente diferite. Și această tensiune mărită intraocular strivește nervul optic și asta se face încetul cu încetul. Și de multe ori
cel în cauză observă că nu mai vede bine. Greșeala este că se duce la o optică de aia de care am vorbit și se trântește o pereche de ochelari pe nas și nu se tratează glaucom. Oricum cu ochelarii ea nu va vedea mai bine. Pentru că, de fapt, este o alterare a nervului care se produce în timp. Bun, și netratat, de exemplu... Duce la pierderea vederii, la orbire. Poți să duci la orbire. Și mai ales că este bilateral, îl interesează amândoi ochii. Niciodată nu este unilateral. Deci dacă ai glaucom la un ochi, clar faci și la celălalt. Este gata făcut, da, dar poate să fie de tesități puțin diferite, dar în general este o boală care interesează amândoi ochii. Și mă gândesc că e o boală cu evoluție lentă, nu se instalează de azi pe mâine. Nu, categoric, se instalează în luni și ani de zile și de aceea dacă faci un control, să zic, o dată pe an, este absolut sigur că se depistează acest lucru și tratamentul este foarte simplu cu niște picături care trebuie să le pui o dată pe zi, maxim de două ori pe zi și cu asta lucrurile se echilibrează. Fie că vorbim de cataractă, fie că vorbim de glaucom, fie că vorbim de vicii de refracție, totul ne duce la slăbirea vederii, da? Deci, da. Clar, ăsta este primul semnal, da, care poate să-ți spună ceva e acolo, ai o ceva problemă. Ceva este și trebuie lămurit și trebuie găsit remediu. Și foarte simplu pentru noi treaba asta. Da. La fel de simplu și de repede a trecut și jumătate de oră din această emisiune. Acum trebuie să ne oprim pentru că avem câteva momente de publicitate. Revenim însă în câteva clipe cu partea a doua emisiune. Produsele Schönenberger, obținute prin presare la rece, fără îndulcitori, alcool sau conservanți, sunt absorbite imediat de organism, fără reacții adverse. Pachetul de detoxifiere Schönenberger ajută organele de detoxifiere să funcționeze normal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Am revenit, domnilor și domnilor, am purtat o discuție și pe pauza de publicitate cu invitata mea din această seară, profesor dr. Ileana Zoolog, medic primar oftalmolog. Așteptăm întrebările dumneavoastră în continuare la numărul de telefon 20 20 99, prefix 0256. Discutam în pauza publicitară, așa cum spuneam, cu invitata mea despre strabism, o altă afecțiune de care suferă foarte mulți copii. Da, strabismul este o afecțiune absolut vizibilă. Părinții constată că băiețelul sau fetița lor au un ochi deviat, fie le spre nas, ochi, da, simple, da. Sau stă permanent deviat, deci nu fuge din când în când, ci rămâne permanent deviat, ori spre nas, ori înspre afară. Și treaba aceasta trebuie să-i pună în gardă, că acolo este o chestiune serioasă cu tratament de durată. Prima etapă se prescriu ochelari, pentru că de fapt este un viciu de refracție aici. Ulterior, dacă nu se face corectarea axelor oculare cu ochelarul, se fac niște exerciții și noi la clinic avem un compartiment special pentru aceste tratamente cu două asistente foarte bine instruite profesional și dacă nici după aceste seturi de exerciții nu se aranjează bine ochii, atunci se poate face intervenție chirurgicală, dar ceea ce părinții trebuie să știe, totul se face până la vârsta școlară, cu succes. Ce este după, nu mai are succes. Dar părinții, să știți că de multe ori neglijează acest aspect și sunt convinși că prin purtarea unui ochelar
sporadic, pentru că așa sunt copii, azi au ochelarii, două zile las acasă sau îl uită pe la bunici sau în eu știu ce sertar, sunt convinși că se va rezolva. Este o convingere greșită, sigur că este și sarcina noastră să lămurim părinții că seriozitatea cu care ei tratează această afecțiune a copilului va dicta cât de bine și cât de frumos va fi copilul ulterior. Deci există riscul ca dacă nu tratează acest strabism până pe la 7 ani, da, 6-7 ani, el rămâne ani, cu vedere scăzută și cu ochiul deviat. Și nu mai poți să-i faci absolut nimic? Se pot face ulterior intervenții, dar nu au rezultate de durată. Și există riscul iarăși ca să rămână? Să revină, da. Da. Pentru foarte... că nu s-au bătătorit căile nervoase ca ochiul să își echilibreze poziția și să axele oculare să fie paralele. Pentru acei părinți care au copii cu astfel de probleme sau dacă cunoașteți pe cineva cu copii cu astfel de probleme, părerea noastră este să le spuneți ce ne-a spus în această seară, ce ne-a transmis invitata mea, pentru că ar fi păcat. Da, mai ales că se poate și în colectivități, la grădiniță, educatoarele observă acest lucru. Acum cu clasa 0 copiii sunt școlarizați mai repede, deci sunt și alte persoane care vin în contact cu copiii și dacă părintele este mai indolent, este și în sarcina acestor educatori să îi dirigeze către un tratament corect. Da, mai ales. Și să fie tenace, ca acești copii să-și poartă ochelarii și să aibă controlele periodice care să verifice dacă evoluția este bună sau nu. Mă curisesc că nu știam nici eu lucrul acesta. Uite, mai învăț și după 11 ani de emisiune. Da. Tot timpul ai de învățat. Avem un alt telefon acum. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Da, sunt apostolul. Din geaba ta. Așa. Geaba ta mare. Da. Vă rog să-mi dați un răspuns la o problemă. Care-i problema dumneavoastră? Nu se poate lua o adeverință din altă parte la o asociație de-așa de tot de care aparține pe dumneavoastră. Cred că ne auzim mâine sau poimâine, că în seara asta nu ne putem înțelege. Eu nu-mi dau seama ce doriți dumneavoastră și nu cred că face obiectul emisiunii noastre. Dacă sunteți puțin mai coerent, poate mai încercați un telefon și atunci reușim să înțelegem și ce doriți dumneavoastră. 20 20 99, prefix 0256. Puteți suna la acest număr de telefon pentru a intra în legătură direct cu noi. Telefonul sună, sunt foarte curioasă dacă e tot același domn. N-am înțeles ce vroia. Nu ați înțeles? Nu. O adeverință, o nu știu ce. Bun, revenim noi la ale noastre. Deci, orice afecțiune, orice copil cu astfel de probleme, neapărat trebuie să ajungă la medic. Da, da. Este avem în interesul copilului. Avem acum un alt telefon. Sper să fie pe felia noastră, să zic așa. Bună seara! Alo? Bună seara, doamna Ceara Selami. Bună seara! Vă mulțumesc foarte frumos pentru emisiunile care le faceți. Și noi vă mulțumim că ne urmăriți. Și invitatei dumneavoastră, vă doresc multă sănătate. Doamne ajută! Eu mă numesc Maria, sunt din Timișoara. Da? Am 64 de ani. Mulți înainte! Și în urmă cu un an și două luni mi-au apărut în câmpul vizual puncte negre. Și pe urmă s-au transformat așa ca și bulinele de săpun, ca spuma, care plutesc așa. Și pe urmă, acum, în iarna asta, mi-a ieșit și niște fire, așa ca mătasa de porumb îmi apar. Vederea nu mi-e afectată. Da, și acum o să ne întrebați de ce au apărut toate acestea, da, nu? Am fost la oftalmolog și mi-a dat niște vitamine. Da. Dar nu s-a schimbat absolut nimic. Degenerescență? Da. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră pare a fi o degenerare a vitrosului. Vitrosul este lichidul acela, ca un gel, este un lichid mai consistent, care umple ochiul și care la vârsta adultă și la vârsta a treia suferă niște procese degenerative, în sensul că
lichidul acela nu mai este complet limpede, el suferă niște densificări și apar ca niște mici gunoaie sau mici liniuțe, mici membrane care se mișcă în axul vizual. Și nu este... s-ar putea să-mi pierd vederea, doamna. Nu, categoric nu. Și aceste lucruri, dacă luați acel tratament cu vitamine, poate să-și revină, dar revenirea se face încet. Deci nu e mulțumitoare pentru cine face tratamentul. S-ar putea să trec și la dumneavoastră într-o zi. Poftiți în fiecare zi, suntem la spital și vă acordăm consultație. Dar să nu vă alertați, în general la vârsta aceasta apar aceste modificări și nu au un prognostic prost. Deci vederea poate să rămână bună. Vă mulțumesc frumos și vă doresc multă sănătate. Cu plăcere. Și noi vă mulțumim, doamna, asemenea și dumneavoastră toate cele bune. 20 20 99, prefix 0256, mai avem puțin timp la dispoziție, să mai luăm la întrebări pe doamna doctor, să zic așa, pentru că sunt multe lucruri care merită știute. Mă întorc puțin la glaucom, și pentru că sunt multe persoane care au astfel de probleme. Da, și acum intervențiile... noi avem și un centru de glaucom la clinică pe care l-am înființat în urmă cu mai mulți ani. Nu știu dacă, eu am mai făcut așa puțină popularizare, nu știu dacă lumea în general chiar e avizată. Este un compartiment care funcționează în cadrul clinicii ambulator, în fiecare dimineață de la 8 la 12. Toți medicii din clinică acordă consultații pe baza unui program. Consultațiile se fac pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie și sunt absolut gratuite. Avem și o bază de date, că la un moment dat ați spus de 200.000 de pacienți, nu știu dacă este așa. Practic, în România, la ora actuală, nu există o statistică, dar tocmai s-au înființat mai multe centre de glaucom în toate colțurile țării și faptul că această boală beneficiază de tratament gratuit cu picături, datele se vor centraliza, că e o cheltuială din partea statului să trateze acești pacienți, se vor centraliza și mai devreme sau mai târziu vom ști cam câți glaucomatoși avem în România. Nu știu dacă v-am întrebat, că le-am făcut așa un cocktail din toate. De ce apare acest glaucom? Nu există o cauză clară. Deci se pare că este ceva degenerativ și în interiorul ochiului circulația lichidelor nu se mai face corect și atunci tensiunea oculară crește. Și în final, consecința acestei afecțiuni este alterarea nervului vederii, deci slăbirea de vedere până la pierderea vederii. Cu gustarea câmpului vizual. Deci vezi numai în față și numai vezi periferic. Da, periferic. Dar dacă el nu are niciun simptom la început și este adnoit... Păi aia, pledoaria mea era ca să-și facă după 60 de ani, 55 de ani, să-și facă anual un consult. Nu-i mare lucru. Un bilet de trimitere și clinica îi face, policlinica îi face. Deci, și atunci medicul oftalmolog știe, măsoară acuitatea vizuală, măsoară tensiunea ochiului și imediat își dă seama că e glaucom sau nu, îi face câmpul vizual, îi face fundul de ochi. Deci sunt metode de investigare. Da, sunt metode care nici nu durează mult, sunt total nedureroase și sunt și gratuite pe baza biletului de trimitere. Dar glaucomul poate genera și alte boli, de exemplu ale ochiului, cu existența glaucomului, cu alte boli? Nu, atrofia optică o produce. Persoanele cu diabet sunt... Ai altceva. Deci diabetul este altă afecțiune oculară foarte gravă, care are diferite manifestări și cea mai de prost augur este retinopatia diabetică, adică îmbolnăvirea retinei. Diabetul fiind o boală cu impact vascular și retina este o structură vascularizată și în momentul în care această vascularizație se deteriorează, apar tromboze, apar hemoragii, atunci vederea scade încetul cu încetul și lucrurile sunt irreversibile. Dar mai sunt alte boli, de exemplu, care pot la un moment dat să îți afecteze vederea? Sunt multe, dar acum mai vreau să punctez treaba asta cu diabetul, că eu lucrez de peste 25 de ani în domeniul acesta. Așa m-am lipit, cum s-ar zice, de centru de diabet. Există o atitudine indolentă a pacienților cu diabet.
Sunt absolut convinsă de-a lungul timpului că medicul diabetolog îi recomandă să-și facă un examen ocular. Există cabinet acolo în centru de diabet și el vine odată la 5 ani, la 8 ani sau la 10 ani. Deci asta este ceea ce văd foarte des. Și sigur că în momentul în care s-au constituit niște leziuni irreversibile, ălea așa rămân și șansa ca ele să evolueze nefavorabil este foarte mare. Deci să-și piardă vederea. Dar care ar fi explicația pe totuși? Nu știu, indolența. Nu doare. În primul rând, aceste scăderi de vedere nu sunt însoțite de durere. Și în al doilea rând, scăderea de vedere apare destul de târziu, când toată retina este plină de sânge. Da, am mai văzut astfel de ochi, parcă sunt toți injectați, deci da, asta da, este boala, da, practic. Da. Și ea apare cu precădere atât la femei cât și la bărbați? Absolut nu există o preferință pentru sexul masculin sau feminin și apare cam după 10 ani de evoluție reală a diabetului, nu de la depistare, că poți să-l depistezi după 4-5 ani de evoluție fără simptome sau fără să-ți dai seama. Și de aceea, în momentul în care este depistat diabetul, în momentul în care diabetologul te avertizează, vei face diferite complicații, furnicături la picioare, neuropatie, nefropatie, îmbolnăvirea rinichiului, șanse să ajungi la rinichi artificial, dializă, atunci ți se spune absolut sigur și neapărat trebuie controlat ochiul. Și de multe ori lucrurile acestea se temporizează, se neglijează și apar tragedii. Din păcate, referitor la glaucom, acesta, de exemplu, se poate ameliora sau poate opri în evoluție sau se poate vindeca? Deci glaucomul este o boală cronică care nu se vindecă, la fel ca și diabetul, dar se poate stabiliza și poți să rămâi pe baza unei picături pe zi cu vederea 100% o viață întreagă. Condiția să te controlezi din când în când. E adevărat că după operația de glaucom pacienții pot face cataractă? Da, există o incidență a apariției cataractei după glaucom, dar menționez că operația în glaucom se face când tratamentul cu picături este un eșec. Și asta se întâmplă după mulți ani de zile de evoluție și nu este obligatoriu să faci operație. Ce ne puteți spune despre degenerescența maculară senilă? Da, asta este o afecțiune gravă, o afecțiune care la ora actuală a ajuns prima cauză de orbire în lumea civilizată, constă într-o degenerare a retinei, iarăși cu cauze neelucidate, așa încât există o mică butadă că atunci când ești bătrân, ești și orb și surd, da? Deci această infirmitate de pierdere a vederii prin degenerescență maculară este apanajul vârstei adulte. Se poate face și aici tratament, se poate depista din timp și tratamentul să încetinească evoluția inexorabilă a acestei afecțiuni care cu siguranță este bilaterală și care să ofere o condiție de calitate a vieții acelui om. Să știți că am întâlnit persoane care, într-adevăr, erau mai în vârstă și nu auzeau decât ceea ce vreau să audă. Deci aveam senzația fermă că da, nu audă deloc. E, când a trebuit să fie, știți ce repede auzi totul? Bine, asta e auzul selectiv. Dar este o realitate această boală și se fac eforturi foarte mari în lume pentru elucidarea cauzei, că acolo este totuși o cauză vasculară, însă așa cum este și ateroscleroza, cum este și hipertensiunea arterială, dar eforturile cele mari se fac în a găsi medicamente și la ora actuală unele din medicamentele care se indică în această boală sunt foarte scumpe, mai ales în fazele avansate și oamenii nu, nici vorbă, și oamenii nu își pot permite. Așa încât pledoaria noastră este ca depistarea să se facă în stadii incipiente când putem ajuta. Această degenerescență maculară afectează ambii ochi sau deci în același timp? Da, ceea ce face ca necazul să fie și mai mare. Din păcate. Acum spuneți-mi de ce se întâmplă acest lucru mâine la Timișoara, așa nume acest congres? De ce sunt necesare, practic, aceste întâlniri ale medicilor?
Deci nu este un congres, este o conferință, da? Conferință. Da, congres este, da, totuși... este o reuniune care adună medici specialiști din toată țara. Asta este o conferință regională pe care am încercat să o fac din 2 în 2 ani și până acum am făcut 7 ediții, acum suntem la cea de 8-a și am predat ștafeta. Doamne ajută, să vă țină Dumnezeu nărabu, cum s-ar spune. Ați predat ștafeta? Am predat ștafeta, bine, colaborez la organizare și este, mă rog, plină de succes, deocamdată cel puțin prin numărul de participanți care s-au anunțat și care deja au început să vină. Avem o secțiune foarte interesantă și care e totuși și costisitoare și ca efort și financiar, chirurgie în direct. A. Deci în două săli de operație se fac în tot felul de intervenții și în același timp aceste intervenții sunt proiectate în sala de conferințe. Există un moderator în sala de operație care comentează, stă de vorbă și cu chirurgul care face operația. Și în sala de conferințe există alt moderator care eventual pescuiește din sală întrebări, deci sunt extrem de instructive aceste lucruri pentru că ne vedem și eșecurile, le corectăm, le discutăm, deci nu ne bucurăm numai de ceea ce este frumos în chirurgie. Și practic e un schimb de experiență. Este un schimb de experiență pe viu, cum s-ar spune. Deci ceea ce facem noi în fiecare zi în sala de operație, de data aceasta le facem comentate. Da. Pacientul, mă gândesc că este operat sub anestezie. În anestezie topică, deci anestezie locală. Intervențiile durează puțin și anestezia locală, potențată cu o mică injecție intravenoasă, cu un analgezic, este perfect suportată. Asta facem în fiecare zi. Mă gândesc așa, nu că de-aia spuneam, ochiul e, mi se pare cea mai sensibilă. Nu, doare mai puțin decât pare. Urechea doare mai rău. Păi da, de atâta când faci o injecție, acolo să-i faci, nu? Că practic faci și aici, nu? Da, puțin, da. Dar foarte ușor. Deci pacientul vorbește cu tine, chiar vrea să se miște și noi nu stăm de acord. Deci este o colaborare. Foarte. Cât timp va ține această conferință? 3 zile. 3 zile și în aceste 3 zile ce fel de intervenție? Avem tot felul, da. Avem operații pentru cataractă și operații pentru retină, care sunt mult mai, printre care și diabetici, care sunt mult mai pretențioase, acelea durează aproximativ o oră și sunt mult mai laborioase. Și avem foarte multe lucrări, cursuri, pentru că toate aceste consfătuiri se lasă cu acordarea de puncte de educație medicală, care, mă rog, notifică și calitatea întrunirii, calitatea prezentărilor, materialele științifice și așa mai departe. Adevărul e că atât de mult evoluează medicina și dacă... Sunt foarte necesare aceste întâlniri, avem și centre universitare, profesori invitați din străinătate, profesori care vin, unul chiar acum a sosit, mâine va opera în direct la ora 8:30 dimineața, alții vin sâmbătă, deci este un schimb de experiență, da, care ne de folos și este și foarte plăcut. Da, mă bucur că ați venit atunci la mine astăzi să deschidem această serie a discuțiilor pe care le veți putea cu participanții. Am de la cocktailul de primire. Acum te mai uiți. Asta e, să știți că mai avem un telefon de la doctor. Bună seara! Da. Alo? Da, bună seara. Da, bună seara, vă auzim. Vreau să vorbesc și eu puțin cu doamna doctor. Da, vă ascultăm. Eu am cataractă la ochi. Da. Și foarte rău mă supără ochii. Dacă este lumină, mă doare. Dacă este frig, mă doare. Da. Și acum mi se trage de la stângul și la dreptul. Și care e întrebarea dumneavoastră? Aș vrea să mă operez, dar nu prea am bani. Nu. Da, deci eu am să vă rog să poftiți la spital, la noi, să facem un consult. Cataracta, într-adevăr, cum ați observat dumneavoastră, evoluează și la un ochi și la celălalt, dar pe stadii diferite. Pentru aprecierea oportunității operației
se pot face către casa de asigurări cereri de ajutor în aceste situații. Deci trebuie făcut un bilanț și pentru asta cu un bilet de trimitere puteți să veniți absolut în fiecare zi în cursul dimineții și atunci se va face un consult complet și vi se va spune exact care este șansa de recuperare, care ar fi momentul cel mai potrivit pentru intervenția chirurgicală. Deci veți afla absolut toate datele. Ne-ați auzit, da? Da, v-am auzit. Dar la care spital? La 700? Da, la 700. În fiecare zi cu bilet de trimitere. Și doamna doctor, cum se numește? Da, profesor doctor Ileana Zolog. Zolog, da. Bine, o să vă caut. Da, vă mulțumim pentru intervenție și dumneavoastră. Sănătate multă vă dorim. Trebuie să facem precizarea că am pomenit de spitalul din 700, da, spitalul de 700 în toată lumea. Da, pentru că nu e, municipal. Da. Da, nu este o clinică privată, sunt anumite reguli impuse de CNA și nu avem voie, da, să discutăm este despre ele. Este absolut de stat, dar cu adresabilitate totală. Cred că lumea trebuie să știe, costurile sunt foarte mari în clinicile private pentru astfel de intervenții și de ce să nu dăm posibilitatea celor care au astfel de probleme să-și facă aceste consultații sau aceste intervenții gratuit, că da, până la urmă nimic nu mai e gratuit în țara, da, asta. Da. Lumea, hai să fim sinceri, nu prea are banii suficienți, mai ales pentru astfel de intervenții care, da, sunt deci costisitoare în unele centre. Este un ajutor pe care îl putem da și mai ales un consult de înaltă specialitate, că acolo e, mă rog, sunt 10 medici și eu zic că astea sunt lucruri calificați. Eu susțin și o să mențin părerea că astea sunt lucrurile care trebuie știute, practic, de, da, către cei care ne privesc pe, da, lângă multe alte lucruri. Este o variantă bună pentru faptul că oamenii au ajuns, da, așa la niște, da, posibilități modeste. Dar sunt atâtea lucruri interzise de către anumite foruri pe care nu ai voie să le spui la televizor. Nu ai voie că nu ai voie, deși, da, ar veni în interesul celor care ne urmăresc. Că foarte multă lume mă întreabă, dom'le, dar de ce n-ai voie să spui aia? Pentru că există acolo cineva care se numește exact cum se numește și nu mă lasă. Da. Dar pe lângă multe prostii care se arată la televizor, acum, sincer, aceste lucruri trebuie știute și merită știute pentru că sunt mulți oameni care suferă și care nu au posibilitățile financiare. Da, sistemul de stat funcționează în paralel cu cel privat, este în specialitatea noastră reprezentat de sistemul ambulator, deci în policlinicile care există în oraș și de asemenea noi avem ambulatorul integrat propriu al clinicii unde funcționează în permanență un medic specialist sau medic primar, da? Și consultația pe care o facem și mai vreau să vă spun că în ultimii ani am avut ocazia, am tras tare și am accesat fonduri europene și avem la ora aceasta aparatură cu care putem face orice. Doamne, deci ajută. Aceste operații pe retină despre care vă spuneam că avem și demonstrații în direct în ziua următoare, în Ardeal nu se mai fac nicăieri. Se face într-un singur loc, la Cluj, în sistem privat. Și nici de cum în sistem de stat. În niciun caz în sistem de stat. Avem deci un mare pas, da, înainte pe care l-am făcut. Doamne ajută, un alt telefon ultimul din această emisiune, pentru că am ajuns la final. Bună seara! Ală, bună seara! Bună seara! Mă auziți? Vă aud? Vă aud. Da. Sunt din Lugor. Da. Alo? Da, vă auzim. Este vorba despre tatăl meu, are 91 de ani, între 92. Așa? M-a auzit? Da, da, da. Da? Deci are la ochiul drept cataractă, ochiul stâng vede, cum să vă spun, în proporții de 80%, are aparatul la inimă sternul și dorește o operație. Din consultațiile domnului medici oftalmologi, nu m-ar fi indicat această operație. Aș vrea să, doamna doctor, să rog frumos să-mi dea un sfat. Da. Da. Deci, dacă dânsul este operat pe inimă, am înțeles că are unul sau mai multe stenturi. Da. Această intervenție de cataractă, să știți că interferează foarte puțin cu activitatea inimii, pentru că anestezia se face local, se pun picături în ochi. Dar verdictul
care este riscul operator, îl dă medicul anestezist. Noi avem doi medici anesteziști în clinică cu activitate permanentă, așa încât înainte de a ne apuca de operație se face un consult și medicul anestezist își dă avizul dacă există vreun risc operator sau nu. Pot să mai pun o întrebare? Poftiți, da. Repede, doar. Acum 4 ani de stile a fost o operație de hernie la județeană și anestezistul a spus că la următoarea operație nu mai rezistă corpul anestezie. Da, pentru că operația de hernie s-a făcut în anestezie generală, pe când asta vă spuneam, la noi intervențiile chirurgicale se fac cu minimum de stres, cu anestezie locală, adică se pun picături în ochi, amorțește ochiul, se face operația care durează 10 minute și după aceea da. E gata. Asta. Și tot asta, medicamente, betaspert, zânața. Deci medicația pe care o are pentru inimă merge înainte, aceea nu se oprește, e ca și cum n-ar fi treabă de ochi. Vă rog foarte mult, dacă rămâneți la telefon, să primiți informații cum să puteți lua legătura cu doamna doctor, pentru că noi am ajuns acum la final de emisiune și trebuie să punem punct aceste emisiuni, dar pentru informații suplimentare sau dacă mai doriți ceva să discutați cu dumneavoastră, o puteți face dacă rămâneți la telefon și colegul meu vă ajute, bine? Da. Nu închideți. Am ajuns la final. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Avem față de intervenția anterioară, am operat persoane de 91-93 de ani și oamenii s-au recuperat. Sigur că există reținerea asta față de vârsta respectivă, da, dar sine, este dacă păcat să lași pe cineva la întuneric și să nu rezolvi o treabă care are un risc absolut. Mai ales că acele persoane se simt în puterea vârstei. Da, de ce nu? E toată stima pentru... O inserție socială. Exact. Da. Familie și așa exact, mai departe. Toată stima pentru astfel de persoane. Vă mulțumesc din suflet, doamnă profesor, și vă mai aștept cu drag, baftă la lucrări și la conferință. Dragii mei, în această seară alături de mine și bineînțeles alături de dumneavoastră a fost profesor dr. Ioana Zolog, medic primar oftalmolog. Cu dumneavoastră am discutat multe lucruri ce țin de acuitate vizuală despre ochiul nostru. Sunt Cela Selamiu, până săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Toate bune, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.